părinți, iubiți frate și lor, îndoriați familiei. E mai bine să fim într-o casă de jale decât în lumea de bucurie. Căci ne aducem aminte de ziua morții noastre. O moarte, noi ne-am întâlnit de mult la o răscruce odată. Tu mă așteptai, eu n-am simțit decât ființa în foc scăldată. Deși pentru întâlnirea ta mă pregăteam de atâta cale, sunt liniștit, căci numai ea mă trece dincolo de jale. Dar fața ta de var și slori, eu știu că noi vedea vreodată, când vezi ce va străluci între noi, un mier și o cruce însângerată. Adormită în Domnul, sora noastră Veronica, are vedere de aceasta, că dincolo de pragul morții, Domnul și Mântuitorul nostru o așteaptă în casa veșniciei. Amintăm pentru prima dată în familia aceasta, German Străian, pe bulevardul Lenin, de peste 40 de ani. Era, cred că, prin anul 1961. S-a lucrat acolo soră preamită. Așa că îmi s-a amintit aici o soră de jertfă și de rugăciune. Un fiu al păcii, în care, iubiții mei, Dumnezeu ne cheamă ca să fim fiecare dintre noi. De aceea, în această zi, iubiții mei, când ne aducem aminte că suntem trecători, am putea spune și noi ca salmistul David, Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un mar de mână și viața mea este o nimica, ca o nimica înaintea ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ținea. Iubiții mei, suntem trecători în lumea aceasta. Și pentru că venim din veșnicie și ne întoarcem în veșnicie, venim de la Dumnezeu și ne întoarcem la Dumnezeu, este bine să ne întrebăm în vremea călătoriei noastre, să ne întrebăm fiecare în parte și toți împreună, așa cum spune cuvântul Domnului Israel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Sora noastră Veronica s-a pregătit să-L întâlnească pe Fiul de Iisus. De aceea, neliniștită, frate și rog, liniștită, că Domnul așteaptă în prag. Cuvântul Domnului în Cartea lui Iov, în capitolul 19, versetul 25, spune așa: Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu altuia. Sufletul meu tânjește de Domnul acesta în lăuntrul meu. Sufletul surorii noastre tânjea de Domnul întoarcerea acasă. Iubiții mei, omul se naște ca să sufere, precum scânteia se naște ca să zboare. Preamita noastră soră a suferit. A suferit ca Domnul a fost acela care a mângâiat-o în durerile ei. Domnul, iubiții mei, s-o mângâie de toate durerile pe care au avut parte pe pământul acesta. Și de aceea fiecare dintre noi este să ne aducem aminte, frați și surori, că suntem trecători pe lumea aceasta, că sunt un străin, așa cum spune Salmistul David, Psalmul 39, cu 12, că sunt un străin înaintea ta, un priveac, ca toți părinții mei. Aduce aminte de ce scurtă este viața mea, Doamne.
De aceea, dacă ne aducem aminte cât de scurtă este viața noastră, iubiții mei, este bine să ne pregătim. Omul, spune S-a Mistul Dacă 103, 15, zilele lui sunt ca iarba și florește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul pe care îl cuprindea, nu mai cunoaște. Iubiții mei, locul în care am fost, fiecare pe produsul acesta, vine o vreme că nu-l mai cunoaștem. Ce bine ar fi însă și înțelept lucru ca vremea privegii noastre, fiecare dintre noi să ne împrietenim cu Dumnezeu, ca să avem apoi pace în Împărăția lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu, frate și rog, să vă mângâie pe fiecare parte și pe toți împreună și să ne ajungă să știm fiecare în parte călătoria noastră. Căci acolo ne așteaptă Domnul, va fi fericirea cea veșnică. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt.